Viața bate filmul. Ca să nu mai dea bani pe un brad de Crăciun, un primar din județul Galați a împodobit Monumentul Eroilor. Inițiativa a împărțit localnicii din Cudalbi în două tabere. Unii admiră bradul inedit, alții spun că primarul a necinstit memoria înaintașilor. Rușine, domnule primar! Monumentul Eroilor este altarul unde străbunicele noastre și-au plâns văduvia și unde bunicii noștri orfani și-au alinat dorul de taților eroi. A ajuns acum pe post de proptea? Montați bradul de Crăciun în altă parte. Este o lipsă de respect față de eroii cudălbeni. Vrem să putem să le cinstim numele de fiecare dată când trecem prin centru. Suntem siderați de această situație, a scris un localnic pe Facebook. Primarul are însă o altă versiune cu privire la mutația suferită de statuie. Nu este o lipsă de respect față de eroi, ba din contră. A fost o propunere a unui grup din primărie la care eu m-am aliat și am fost de acord. Sincer să fiu, mie îmi place. Nu am crezut că o să iasă atâta tâmbălău pentru o chestie foarte simplă și frumoasă. În alte părți, se îmbracă în plasă construcții, mănăstiri și biserici și asta nu îi împiedică pe oameni să se închine la biserică. Este loc de aprins lumânări. Până la urmă, și acest monument, ca și bradul, este un lucru simbolic. Eu sunt sigur că dacă ar fi trăit acei eroi sau dacă, Doamne ajută, ar putea să vadă de acolo din cer, s-ar bucura că cineva îi bagă în seamă măcar așa, cu o mantie de brad, a declarat Ștefan Drugan, primarul comunei Cudalbi. În ciuda avalanșei de critici, edilul a decis că bradul va rămâne peste Monumentul Eroilor pe tot parcursul sărbătorilor de iarnă.